Aș vrea să continui cu o întrebare din partea unui frate care se numește Alessandro și spune: bună seara, frate! Vreau să te întreb ceva. Am 36 de ani, am cunoscut drogurile și cocaina pe la 20 de ani. În timp, am cunoscut și soția mea, cu care am făcut 2 copii, și lucrurile au mers la început bine. După aceea recădeam mereu, cauzând durere lor. M-am dus pe la psihologi și centruri, însă nimic. Am să fiu scurt. După ultimul meu episod, în care am exagerat, am ajuns la spital. Soția mea m-a pus la o intersecție. Soția, Dumnezeu să binecuvânteze. Mi-au făcut un TSO, un tratament sanitar obligatoriu, și m-am reprins acasă. Și de aici m-am schimbat. Însă, ca să mă schimb, a trebuit să las munca mea, și asta în perioada primului lockdown, pentru că stând acasă, am început să citesc. Ai înțeles? Ei mai trebuia această problemă, nu numai lockdown, dar și drogurile. Bine, sărăcuța soție. Și de aici am descoperit că eram un pranoterapist. A trebuit să renunț și m-am pus la probă și am depășit. Și cum iubesc să citesc, am intrat prea mult în câmpul ezoteric, între numerologie și Reiki, care este o practică japoneză de impunerea mâinilor. Și după aceea, fiind pranoterapist, m-am activat pentru această pranoterapie. Dar acum am înțeles că ezoterismul nu este calea, dar și Reiki. Vedem că sunt lucruri care te conduce ca să fii posedat. Cum o numește el? Pranoterapie. Este în mod simplu Marcu, capitolul 16, în care spune: impuneți mâinile celor bolnavi și acestea se vor vindeca. Vedem să nu dăm slava pranoterapiei, ci lui Isus. Vedem că mulți dintre noi au harurile pe care alții nu le au. Harul înțelepciunii, harul de a munci, harul de a avea un corp puternic, mai puternic decât celălalt, și mai este și harul vindecării. Și da, și unii frați au și aceasta și dau slava pranoterapiei. Nu, dragă, renunță la pranoterapie. Este lui Isus că trebuie să-i dai slava. Vedem că aceasta ușor-ușor îl conduce la Reiki, care este o formă de posedere a diavolului, pe care o numește disciplină orientală, și nu am înțeles despre ce este vorba, să devin cu toții posedați. Bine, fraților, dacă aveți haruri de pranoterapie, folosiți-le pentru Isus Hristos, pentru slava sa, iar când evangelizați, vindecați, pentru că vindecarea cea mai puternică este salvarea lui Iisus Hristos. Continuă mesajul. M-am înscris la cursul biblic al vostru și cel de guarigione, de vindecare, și primul lucru pe care l-am notat este că acum dorm bine, fără să mă mai trezesc de multe ori, și nu mai e ferbânțeală în corp pe care o simțeam înainte. Vedem, sunt haruri pe care Iisus ți le-a dat. Dacă nu le folosești pentru slava Lui, vine diavolul și spune: acestea aparțin mie. Și iată, ferbânțeală, aceasta și cealaltă, vedem opresiunile diabolice, demonice. Aceasta ți s-a întâmplat pentru că dădeai slava Domnului. Să ne trezim cât mai repede și să dăm slava Domnului pentru ce Dumnezeu face. Aici aș vrea să pun întrebarea. Reiki l-am pus deoparte, chiar dacă am fost activat printr-un ritual, dar acum este mult mai puternică credința în Isus și sunt sigur că aceasta este foarte suficient ca să nu mai activez acele energii. Bineînțeles, Isus este Alfa și Omega. Eu, cum eram un pranoterapist, pot să folosesc în continuare mâinile sau nu? Nu vreau să mai greșesc și de aceea te întreb pe tine. Mulțumesc pentru ceea ce faci, slavă lui Iisus Hristos. Dă imediat o scriptură acestui frate, primul intervent, Efesenii 5, de la 10 la 15. Să mergem la interventul de urgență, pune sirena, ding, ding. Ajunge salvarea. Efesenii 5, de la 10 la 15. Cercați ce este plăcut înaintea Domnului.
și nu luați deloc parte la lucrările năruditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițele. Osândițele, alungă diavolul, pleacă satana, pleacă il tuo reiki, il tuo prano, no? Vindecarea vine de la Dumnezeu și se face pentru slava Domnului, este gratis, niciun ban, niciună conexiune. Dă gloria Domnului și folosește pentru a evangheliza. Să mergem mai departe, versul 12, căci este rușine nu numai să spunem ce fac ei în ascuns. În acest caz este ca să faci bani pe deascuns, care după aceea devine vrăjitorie. Vrăjitoarele au haruri, dar le folosesc pentru slava diavolului și se prefac că te ajută să te ajută de acel blestem, în schimb vin alte șaptele. 13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumine, de lumină, sunt date la iveală, pentru că pentru aceea scoate totul la iveală și este lumină. De aceea se zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Iisus Hristos te va lumina. Amen. Aleluia. Luați seamă, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Efeseni 5, de la 10 la 15. Vedeți, să încercăm să nu fim neînțelepți, ci înțelepți. No, dicevo che una domanda. No, Angela, ce vrei să spun? Aici spune să nu participați la locurile neroditoare ale întunericului. Și tu ai explicat că tot ceea ce nu vine de la Dumnezeu este un tip de vrăjitorie într-un anumit sens. Da, dacă tu folosești harurile Domnului, nu pentru Dumnezeu, devine vrăjitorie. Și spune, fiți atenți. Uneori, frații, ne scriu, am nevoie de rugăciune pentru că este acest blestem și vreau să vă trimit o ofertă. Eu zic, să trimiteți oferta nu este nicio problemă, dar nu pentru că noi ne rugăm pentru tine, nu pentru că noi ne rugăm pentru vindecarea ta, pentru că acest lucru îl facem în orice caz. Dacă o trimiteți Dumnezeu să vă binecuvânteze, dar nu este ceva cerut. Însă, vreau să te întreb, pranoterapia este parte din operele neroditoare ale întunericului? Pentru că nu este dedicată lui Hristos, da. Este logic. Acest frate trebuie să se oprească. Dacă vrea să facă gratis, bine, virgulă, și să caute să dea slava Domnului. Poi farlo, ma poți să o faci, dar virgulă, dai slava Domnului, fără ca să primești tu gloria. Da, pentru că un pranoterapie este cel care impune mâinile, eu nu știu, nu m-am găsit într-o situație de acest fel, în afară când eu mă rog pentru bolnavi și se vindecă. Vedem că pranoterapista primește un salar. Vedem că folosind așa, el te acoperă de aur. De aceea este precum îngerul din Apocalipsa 22, când el se pune în genunchi și se pune să-l adoare. Și îngerul îi spune, ce faci? Îi spune lui Ioan, sunt aici pentru că trebuie să te onorez. Nu, spunea îngerul, vrei să mă faci să devin precum diavolul? Nu, ridică-te în picioare. Când auzim lucruri de genul acesta, fraților, nu trimiteți oferte pentru că ne rugăm. Puteți să o trimiteți, mai este o altă istorie, dar nu pentru că noi ne rugăm pentru tine și te-ai vindecat. Pentru că altfel devine stregonerie, devine vrăjitorie. Spuneai că pranoterapia nu trebuie să fie predicată pentru bani, însă poate să fie practicată precum un discipol al lui Isus. Vedem că trebuie să faci așa cum scrie în Biblie. Trebuie să te duci și să impui mâinile, așa cum spune în Biblie. Nu să folosești energie, cine știe de unde, să folosești pe Duhul Sfânt. Ce este această energie? De unde vine?
Tu ai in te lo Spirito Santo. Tu ai, tu l'ai in tine pe Duhul Sfânt, îi pui mâinile și acesta se vindecă. Biblia nu o numește energie, se numește pentru cei care nu vor să dea slava Domnului. Dumnezeu a creat totul, este Dumnezeu care vindecă. Slavă energiei, dar energia de unde vine? Vine de la Dumnezeu. Atunci dăm slava energiei? Nu, dăm slava Domnului. Eu sunt un Dumnezeu gelos și nu am să condivid energia 12 volte. Slava mea cu energia. Energia vedem că este de 220 de volți, de toate celelalte lucruri. Însă Biblia nu numește energie, numește Duhul Sfânt. Vedem că energia. Va bene. Dile questi qua che c'hanno energia. Spune-le acestor care au energie să se oprească și să nu mai mănânce pentru câteva zile, să vedem câtă energie mai au. Sunt spaghetele pe care le mănâncă care le dă energie. Diavolul face numai fum, dar nu și friptură. Să răspundem într-un cuvânt lui Alexandru. Dacă ai harul să vindești persoanele cu mâinile, trebuie să-i dai slava Domnului, pentru că este Dumnezeu care vindică și trebuie să spui aceasta. Nu este energia ta și pranoterapia, dar este Iisus Hristos care vindecă. E aici că cască măgarul. Dacă tu spun măgarul, pentru că trebuie să-i respectăm pe tot. Acea putere de a vindeca, cine ți-a dat-o? Nu este nicio energie de la bunica. Este că trebuie să dăm slava Domnului, pentru că El ți-a dat această energie. Vedem că tu acum nu poți să mai dormi noaptea. Ce spune? Că avea ferbânțeală în corp și se trezea de multe ori și nu putea să doarmă bine. Vedem că aceasta înseamnă că diavolul se apropia tot mai mult. Vedem că salariul păcatului este moartea. Ce a spus? Că de când a făcut cursul de vindecare, primul lucru pe care l-a notat este că acum noaptea doarme bine. Vedem că cursul profetic de liberare este profetic și te conduce mereu la Iisus, la cuvânt, la să evangelizezi și nu poți să mergi să evangelizezi și să ai și diavol, pentru că scripturile țin la distanță diavol. Mai este vreo ceva de spus? Nu este suficient. Vă mulțumesc. Fratele, poți să ne scrii? Acesta este un mic sfat al meu. Să mergi la Iisus și la Scripturi, nu la religii, moarte și extramoarte. Pentru că vedem în multe dintre religii și în acele cazuri este vrăjitorie, trebuie să venereze statua, banca, nu este doar o problemă. Vă rog să vă dați deoparte. Eu a fost cineva, cum se numea el. Ce pot eu să fac pentru tine? Am venit aici ca să te ajut eu. Cine era acesta? Eu am uitat numele. Ceea ce trebuie să faci este să te miști de aici pentru că îmi ții umbră. Pleacă mai încolo, te rog. Uneori Dumnezeu vrea să ne vorbească, însă noi suntem acolo, noi cu rugăciunile noastre religioase și prin edificii, îl îndepărtăm pe Dumnezeu. Angela, microfonul ți-l dau ție.